Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu, numele meu este Mariu și astăzi vreau să vă prezint cât costă o mașină în Polonia. Chiar foarte interesant, se pare că cei din Polonia au și ei OLX.pl, așa. Și bineînțeles putem vedea diverse produse, dar pe noi ne interesează mașinile. Cât costă o mașină în Polonia, dacă este mai ieftin ca în România și care sunt prețurile și ce mașini putem găsi. Hai să traducem puțin site-ul să înțelegem și noi. Autoturism, o să bifăm, punem din orice țară, din orice oraș din Polonia, pentru că noi nu cunoaștem orașele din Polonia. Preț nu lăsăm, am fabricație, nu știu cum să zic, 2008. Bă, sincer, nu știu dacă vom găsi aici, pentru prima mașină vreau să vedem un Mercedes frumos. Mă uitasem la un clip pe YouTube acum câteva minute și văzusem un VW, nu mai știu cât. VW 234, parcă ceva de genul. Ba da. Ia să vedem dacă îl găsim. Am zis că e o mașină foarte fiabilă. Bineînțeles, bă, că e și foarte scumpă. O să vedem exact cam cât valorează moneda lor. Și că ar fi o mașină foarte bună. V202 V123 123 motorul ăsta. Ce chestie, e o mașină foarte excelentă. Și chiar așa și este. Bun, hai să vedem cam cât valorează moneda lor. O moneda lor se numește Slouti. Deci 4 lei și... Nu. Deci 1 euro echivalent e aproape cât 1 leu, să zicem așa. Nu știu, nu m-am uitat. Ia să vedem. România, leu. Dați așa. Leu. Nu. Ce mi-o pune pe aia? Ia să vedem. Nu știu de ce nu vrea să mi-l pună. Dar este aproximativ ca 1 euro, echivalent atâta și la noi e o leacă mai mult, dar nu cu mult. Bun. Hai să lăsăm mașinile vechi, Mercedes-urile vechi. Doar vreau să văd așa fictiv. Bun, vom începe cu... Hai să vedem primele mașini care ne le dă. Toate mașinile din 2008. O să mergem să vedem câteva. Cred că undeva la vreo 10 mașini, o medie. Avem aici un Hyundai Tucson, undeva la 16.000 de monezi de-a lor. Hai să vedem cum arată mașinile. Văd că numere sunt blurate, ceva ca în România. Nu sunt cosmetizate în cazul ăsta. Sau sunt, sau nu prea. Mașina arată, na, de ce? Poate nu pentru mulți este pasionată mașina asta, dar hai să vedem cam cât valorează. 16.000, undeva la 3.000 de euro. Cred că și la noi cam asta stă prețul cu modelul ăsta de mașină. Dar bineînțeles, fiecare are prețul lui, ca și în România. România, unii le vând mai scump, unii mai ieftin. Hai să vedem ceva, un Passat. Ia să vedem cam cât costă. Au și un fel de Autovit, Omo. Deci folosesc aceeași chestie, aceeași site-uri. Hai să vedem acest Passat. Normal. Are niște boxe și de pe afară. Ce-i drept. Mașina destul de zgâriată. Asta bănuiesc că fiind foarte ieftină. 6.200 parcă. 1.000 și ceva de euro. Foarte ieftină. Cred că la noi nu o găsești cu banii ăștia, o găsești o idee mai scumpă. Kilometri 300 și ceva de mii diesel, n-ai de o să știi dacă nu-ți dați înapoi, o să aibă și mai mulți. Dar mașina se vede că, se vede kilometri cum e uzată, adică se vede o țară diferă, vezi, rugină, na, 1000 de euro, ce vrei. Hai să mai vedem și alte mașini. Golf 3, 3500, hai să vedem cum arată un Golf 3 la ei. Arată mai întreținut, mai nașpa. Ia să vedem. Decent, așa, la prima vedere. Nu, chiar arată bine interiorul. E o mașină așa mai clasică. 3500. 3500, foarte puțin. 700 și ceva de euro. Cred că la noi le găsești puțin mai scump, 900. Poate găsești și ceva de genul ăsta. Dar mai răruțe. Hai să vedem și un BMW, dacă tot avem aici. Cred că ne uităm la mai bine de 10 mașini.
Un BMW 36, model vechi, arată bine, și cabrio, frumos piele, 200 și ceva de mii de kilometri. Foarte mișto că merg ceasurile astea, la multe nu le merg. Arată bine mașina. Acum depinde și ce defecționar. 8000. Ia să vedem cât vine 8000. 8000, 1700 de euro. 1800 aproape. Nu este mult. Ce kilometri are? 115. Nu, asta nu știu ce este. Moc. Nu știu ce vreau să zică. Putere. A, motorul în cai. 200 și ceva de mii de kilometri. Ok, nu este mult. Ce să mai vedem noi pe aici? Să nu uităm la Touran 1.9. Vom vedea diferența dacă sunt mai scumpe cele de Germania, nemțești, sau sunt mai ieftine. Asta nu știu la cât merge la noi, 4.000, 5.000, 6.000, n-am idee cât costă mașina asta. Aici costă undeva 13.000. 1.000, 13.000, 2.000 și ceva, aproape 3.000 de euro. Poate la noi, nu știu cât, poate fi mai scumpă puțin. Ce să mai vedem noi? Hai să vedem polul ăsta verde, că mi-a sărit în ochi. Deci acest text, cum scrie românii în general, verde, n-am mai văzut culoarea asta, este prima dată când văd genul ăsta de culoare. Mașina arată decent. Fără jante. Motor de 1.2, ce mic este motorul ăsta. O, tipic românesc, deci fără jante, doar cu delea de tablă. 100 și ceva de mii de kilometri. 2004, cam puțin kilometri. Așa. Nu știu. Ia să vedem ce zice aici. Am de vânzare un Volkswagen Polo Excellent cu un lac frumos, așa, așa, un sticlă verde, mic kilometri, 100 și ceva de mii, cu filmare carte service, așa numit TÜV german, deci este dusă din Germania. Bineînțeles că e aproape pentru ei Germania, e țara apropiată de ei. Da, interesant. Asta costă 7500. 7500. 1000 și ceva de euro. Nu știu dacă găsești la noi, poate e mai scumpă sau poate e mai ieftină. Ok. Mai departe. Renault Megane, Toyota Avensis. Hai să vedem cât costă această mașină la ei. Și la noi nu ar fi exagerat de scumpă, nu știu exact cât vine. Dar vedeți că nicio mașină nu vine cu jante, toate au jante de tablă și asta la fel. Tot 7.000, 7.000, da, sunt 1.000 și ceva de euro, 1.500 cred. Cam așa vine. Da, e interesant. Nu știu dacă ai posibilitatea să setezi ca la noi în euro. Nu văd. Mai ieftin volan. A, inclusiv volan stânga-dreapta. Ok. Stare tehnic. Dar la, ca la noi, știi, gen avem moneda euro, ei nu au. Cel puțin nu văd. Putere, privaturi, recente, listă. Deci ei nu au treaba asta cu cum avem la noi euro pe OLX. Deci o chestie diferită. Seamănă, dar nu e la fel. Da. Hai să vedem acest Mercedes, ce clasă. Întreținută bogate. La 17.000 de... Arată bine. Estetic, bineînțeles. Frumos, navigație. Nu este full-ul, vă dați seama. Este, cum zice românul, fur fără piele. Aproape 300.000 de kilometri, diesel. 2005, hai să vedem cât vine. 17.900. 17.900. Aproape 4.000 de euro. Nu i-ar fi așa mult. Tata, așa că am mai deschis mai multe site-uri de la ei. Bun, mai departe. Skoda Octavia, nu. Celica. 3.700. Mașină mai veche. 3.700 sub 1.000 de euro. Ia să vedem. 3.700. 800 de euro. Nu știu dacă găsești la noi atât de ieftin.
La noi cei drepte sunt o leacă mai scumpe. De obicei, da. Știi cum e la noi? La noi ca la nimeni. Passat. Ăsta e fiind un motor 1.8 TFSI benzină. Audi A8 3 litri. Ce bine arată mașina asta, dar costă și scump. Hai să vedem. Arată superb, este lungă, frumoasă. Da. Am crezut că nici asta n-are jantă, am zis că și asta are capace. Interiorul... De ce nu arată rău? Superbă. Câți kilometri are? 200 și ceva, 27.000. Hai să vedem cât costă. Insert. 6.000 și ceva de euro. Nu știu la noi dacă o găsim la prețul ăsta. Poate că da, poate că nu. Să sperăm că nu. Da. Mai departe. Volkswagen Caddy. Chestiile astea, mașinile astea nu le găsești peste tot. Este un model foarte vechi, dar arată foarte bine. Nu costă exagerat de mult. Și nu, ori a fost restaurată, că arată prea bine mașina. Bine, nu știu dacă a fost restaurată în totalitate, dar pare să arate bine. Asta costă undeva la 10.000 banilor. 10.000, 2.000 și ceva de euro, foarte ieftină. Dacă ai găsit una de România, cred că aș cumpăra o mașină frumoasă. Arată bine. E o mașină veche, un motor de 1.6, diesel, 200 și ceva de mii de kilometri, n-are mult, 54 de cai, aceasta sunt câteva specificații despre ea și, da, cum scrie românul, la fel și polonezul. Ia să mai vedem noi ce mai avem. Un Audi A6 2.4 gaz, 170 de cai, cred că sunt ăștia, Coni. Nu știu, am dat pe reclamă poloneză. Bun, ce mai avem aici? Un Audi A4 1.8 Turbo 2007 2X S-Line, anul navi, al navigației, prostii de genul ăsta. Ăsta costă 25.000. Parcă vorbim de toată o altă mașină. Navigație destul de mare, cea cum vine din fabrică, cred. Nu știu sigur. Dar arată bine, S-Line interior. Actele. Ok. Nu arată rău mașina. Dar cât costă mașina asta? Cred că o idee mai mult, 5.000 și ceva de euro. Deci se pune accent pe mașinile germane, nemțești. Hai să vedem și alte marci. Toyota. 13.000. Nu știu ce an este asta. Mașina așa clasică de oraș, simplistă, 13.000-2005. Ok. 2.000, aproape 3.000 de euro. Decent. Ce mai avem pe aici? Honda Accord, 6.500, ia să vedem cât e. 6.500, 1.000 și ceva, 1.300 de euro. Da, ieftine. Mă, bine, acum, na, trebuie văzute, că prețurile nu sunt exagerat de scumpe, dar asta nu vezi în fiecare zi modelul ăsta. Piele frumoasă, arată bine mașina. E clasic, așa, mai vechiuță, dar arată superb. Din 99, 250 ceva de mii de kilometri, motor de 2.0, 16 valve, adică e benzină. Manual, nici nu știu că e gaz. LPG, gaz. Bă, interesant. Diverse dotări care vine mașina. Da, nu e rău. Bun, hai să nu mai pierdem timpul cu asta, să ne uităm la câteva mărci interesante. Audi am văzut ceva, hai să vedem BMW-uri, cum stau la prețuri, scumpe sau exagerate. Ăsta care normal la noi postul până în 2000 de euro. Bine, acum depinde. Asta e seria 5, de fapt, ăsta e mai scump. Da, e ceva mai luxos, să zicem așa. Am văzut ceva, comenzi, memorie, chestii, 16.000. Cred că și la ei ce smărți de-astea nemțește zoleacă mai scumpe. Insert. 3.000 și ceva de euro. Nu știu de în ce an este, dar este cam scumpă. Sau probabil ăsta e prețul lui 2.5 2001. Nu, mi se par scumpe.
Hai să mai vedem altceva. Modelul mână, deci proprietar 14.000. Deja ceva mai ieftin. E36-le 4.000 și ceva, aproape 1.000 de euro. Ce mai avem pe aici? Mai sunt mașini vacă. Asta e modelul mai nou. Uite, asta zice așa ieftin. 15.000. Super ieftin. Mie mi se pare mai ieftin. La noi nu știu cât e, 4.000 de euro, 3.000 și ceva. Deci 15.000. Nu, da, 15.000. 3.000 și ceva de euro, deci cam pe acolo ba prețurile. Deci Polonia se zice că are prețuri asemănătoare ca alea noastre. Asta arată superb. 21.000. Zici că e avion. 330 CIU. Am avut și eu un CI 330. Frumoasă mașină. Coupe. Da, frumos volanul. Cred că actele de Polonia. Cred că mașina asta are ceva modificări. Are 200, aproape 300, 286 de cai și 582 de Nm. Destul de bine. Nm, da. Sau cum se zice, cuplu. Cum se zice la noi. Cuplu. Da, arată superb. 100 și ceva de mii de kilometri, motor de 3 litri, bine, inițial cred că dezvolta, dacă văd aici, adică o așa trezire pe o turbină, așa cu standard, în prezent după așa, puterea a crescut la 200 și ceva de așa, cuplul la 500 și ceva, deci e interesantă ca mașină, deci are niște, nu, bineînțeles și prețul fiind scump. Serie 7, model mai vechi, dar ce costă așa de mult? 100 și ceva, cred că costă peste 10.000. Bine, arată bine mașina asta. Alpine, superb. Nu știu dacă are poze cu interiorul. Nu. Ba da. Chiar arată bine. E ceva lux. Nu arată rău. Cu variantă alpine se vede că e alpine, adică schimbă mult interiorul față de un seria 7 normal. Bine, alpine practic vine cu ceva dotări în plus, cu cai în plus față de... Ăsta e un motor de 4x4, 500 de cai, 500 de cai. Hai să vedem cât vine în bani, că pare scumpă, rău. 23.000 de euro. Ieftin. Îți iei avion de bani ăștia. Bun, hai să mai vedem și altele. Deci, ca BMW-uri cam atâtea. Hai să nu mai pierdem timp cu BMW-ul, că ne-am făcut o idee așa în mare parte. Ce mai avea noi? Sub. Nu știu, sunt populare la ei suburile. Până în 2008. Ia, ce frumos e asta. 19.000. Eu arată superb. Seamănă cu cel care l-am avut eu. Bine, asta e modelul mai nou. Interiorul. Frumos. Navigație. 19.600. Asta știu că costa în jur de 6.000, 5.000 la noi. Parcă, parcă. 4.000 și ceva. Deci cam pe acolo sunt prețurile. Hai să mai închidem din pagini. Mașini sunt. Eu am avut modelul ăsta, numai că albastru. Nu, arată chiar bine și modelul ăsta. Nu știu dacă are poze cu interiorul. Ba da, uite că l-are. Să zicem că ăsta este ceva diferit, parcă. Un model mai recent, poate. Un an mai mult. Frumos. Nu știu, se vede la Saab de obicei se vede materialele folosite că sunt mult mai calitative față de mașinile din ziua de azi. 2500 de euro. Foarte ieftin. Nu mi se pare așa scumpă ca mașină. Acum la fiecare își dă cu părerea. Ia să vedem dacă mai găsim unul frumos. Da, prețurile cam pe acolo sunt. Plus minus. 210 cai.
Bun, hai să mai vedem un... Ne-am uitat, Suzuki, Subaru, Volkswagen. Hai să vedem cât costă la ei un... un Golf. De fapt, hai să le lăsăm pe toate. Ce avem noi aici? Golf 5, Golf 7000. 1000 și ceva de euro. 1500. Cred că prețul este la fel asemănător cu la noi. Un diesel, climă. Mă, nu arată rău mașinile, diesel. Ba, destul de normale. Interiorul nu sunt în situații grave. De obicei aici se strică foarte des acea chestie, nu știu, scrumiere sau ce e aia. Se defectează foarte ușor. Defectează, așa le găsești. Așa, diesel, ceva specificații despre mașină. Deci cred că prețurile astea le găsești și la noi. Ce mai putem vedea noi? Passat 2.0 benzină. Nu e scump. Aia noi se vând între 1900, 1800, 2000. Și asta fiind o companie care le vinde, o firmă. Ia să vedem interiorul. Comenzi pe volan, frumos, ceva next level. Scaune puțin mai sportive. E altceva. Mi-ar fi plăcut să amână așa. N-ar fi arătat rău. Deci asta fiind cel de 2.0, cum am și eu aceeași motorizare. 7900. Deci cam 1700 de euro. Deci prețurile, eu pot să zic că sunt asemănătoare ca la noi. Deci nu știu, au site-uri asemănătoare ca la noi, Autovit asemănător ca la noi. Deci nu sunt multe schimbări. Nu știu, hai să vedem Bora, 4800. Ok. Break, automată. Nimic deosebit. 1.6 benzină. 4800 de PLN. Sau cum vezi. Banii lor. 1000 de euro. 1000 și ceva de euro. Ieftin. Da, cred că Bora la noi e la fel, cam aceeași preț cu vola normal. Hai să vedem. Dacă tot suntem aici. Cam văzut că puteai stare tehnică, nu? Volan. Puteai să pui dreapta și stânga. Hai să vedem pe dreapta. Sunt? La ei anunțuri de genul ăsta? Da, se pare că sunt și la ei. Deci la ei se vânde. Ăsta costă undeva la... Deci... A, nu. Ăsta e cu volan normal. Da. Ăsta l-am văzut. Dar nu știu ce mi l-a dat așa. Volan în portbagaj. Ia o spune, aceeași culoare ca mea. Super ieftină. E identică. Două sau nu înțeleg. Puțin îl cioplit aici. Bă, costă undeva la 3000. 600 de euro. Ieftine. La noi nu le găsești așa ieftine. Le găsești puțin mai scumpe. 1000, 1000 și un pic. Polo, 3300. 1.6. Bă, da, ce să zic, că la ei sunt mult mai multe față de la noi. Nu, asta e cu volan normal. Deci cu 5000. Da. Uite, asta e direct de Anglia. 4400, ieftină. La 4400. 900 de euro, foarte ieftină. E aceeași părțile și din Anglia. Adică nu că le e mai ieftină. Ideea este cu mașina asta. Unul nou chiar și poate mai scopă, 1500, chiar o vinde super ieftin. Deci, nu știu, în funcție de... Sunt multe criterii, adică poți găsi mașini, sunt mai multe, poate, sunt mai multe avantaje față decât la noi, dar, na, sunt și minusuri, nu sunt numai plusuri. La ideea nu știu de ce îmi dă doar Passaturi. Model, anul l-am pus. Da, nu înțeleg. Ia spunem toate. Să vedem dacă ne dă și alte mărci. Nu, doar astea ne dă.
Hai să dăm pe pagina 6. La noi ar fi mișto dacă mai avea funcție să nu, doar Volkswagen. Dar nu înțeleg de ce. Dreapta scoatem aici așa. Ia să facem noi așa. Să se curețe totul, să fie clean. Ok, autoturisme. Aici parcă era, nu? Da, volan. Dreapta. O să învățăm poloneza. Dacă mai stăm mult așa. Suzuki 11, Audi 3000 și ceva. Destul de ieftin, 3800. Punem 3800. 800 de euro. Ieftin. La noi bagă niște prețuri ăștia de usuca. Și ăsta e un Audi din generația mai veche, normală, care na, o găsești pe toate străzile. La ei costă sub 1000 de euro, la noi costă mult mai mult decât poți. O, ce frumoasă e asta. Deci Chevrolet. A scris și englez, ce frumoasă e asta. Autosmart. Autosmart e o firmă de curățenie din Anglia, de câte știu eu. Bine, mașina nu este în Anglia, dar mi se pare că Autosmart lucrează și cu ei. E o firmă care îți dau produse de Auto Smart. Bine, la noi nu știu dacă este, nu este clar. Cred că e legat. Este o firmă de detailing, firmă de care produce bine, la noi nu este. Asta e total altceva. N-are nicio relevanță. Nicio. Dar asta trebuie să fie cel. Nu. Știu că în Germania era parcă. Uite aici. Cred că asta e. Nu. Autosmart LTD. Asta să fie? Da, asta e. Website. A, nu, nici asta. Mă să practic pregătesc sau vând mașini, în fine. E o firmă care au cel mai șmecheri produse de făcut interioare. Ia să vedem, tot smart. Uite asta. Firma asta are cele mai calomia produse, accesorii, pulverizatoare, cârpe. Dar faza că nu este la noi. Vedeți, un pachet de genul ăsta nu costă foarte scump și faza mișto că soluție profesională. Adică asta e soluție de geamuri. Asta e un tango pentru exterior, luciu. Asta este un pentru plastic. Deci un fel de lapte de plastic. Asta nu știu ce este, cred că un fel de polish. Da, asta poate să fie tot, nu știu. Asta știu sigur că este G11, un fel de soluție universală. Asta tot un fel de polish pentru exterior. Deci ai foarte multe produse, o gamă largă și nu e mult, 74 de lire toate produsele astea. Bine, ai câte un litru de fiecare. Prefer mai bine să-ți cumperi în cantitate. Nu știu dacă ăștia au Amazon. Bine că sunt multe firme care au chestiile astea. Ce sunt eu în căutare la vete. Îmi plac foarte mult cele de la Autosmart. Ia să vedem. Clotte, parcă așa scrie, Clot. Astea sunt cele mai bune lavete care le cunosc, uite astea, pachetul ăsta. Și foarte ieftin, 19 lire, nu știu dacă mai sunt disponibile, este ended. 19 lire, 18 bucăți de lavete de genul ăsta și au o calitate super bună față de ce găsești pe la noi. Absorbe foarte bine, o poți folosi inclusiv să ștergi mașina și șterge excelent de bine. Cred că asta era 32 de lire pe eBay. Da, uite că mai sunt. Da, sunt niște lavete super bune. Adică nu știu, nu am nici poze să vă arăt acum, dar le-am folosit și asta durează în timp, nu se uzează așa de ușor. Le poți folosi, vedeți, 36 de bucăți pentru 32 de lire. La noi, adică le e super ieftin, le e cu sub o liră. Ia să facem un calcul rapid. Deci nu, punem așa 32,00
împărțit la 36, adică 88 de, foarte ieftin, cred că 4 lei, 3 lei și ceva. La noi la 3 lei și 4 lei găsești niște panorame de cârpe care nu sunt bune de nimic. Bun, ne-am lungit de la subiect, doar vreau să vă arăt anumite detalii. Mașini sunt, prețurile sunt asemănătoare ca la noi, deci Polonia nu este o sursă de unde să-ți cumperi mașini, mai aproape ești de Germania. Mașini sunt, găsești și mașini lovite, asta nu știu ce mașină, Z4, dar e deja scump, nu știu ce așa scump. Asta e de Anglia, a fost daună, 2011, da. Dacă vreți intrați și voi, scrieți olex.pl Polonia și găsiți diverse mașini de Saab, ieftin. Și cel brecu frumos. Bine, în englez ieftine Saab-urile, sub 700 de euro. Bun, prieteni, noi ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem cu alte noi clipuri. Pa, pa, prieteni!